Nu e o ocazie mai bună decât această zi, Ziua Mondială a Scriitorilor, ca sucursala Roma în România să organizeze această lansare de carte. Și eu vă mulțumesc foarte mult că mi-au lăsat prezența și de asemenea mulțumesc unui primar, Cearnicu, că mi-au lăsat prezența. Și am să vă prezint musafirii noștri, oaspeții noștri de seamă. Domnul Andrei Fiore de Neagu este prozator, este publicist, este membru al Uniunii Scriitorilor din România, este fondatorul revistei Oglinzda Literară și este cavaler al literaturii române. Vine de la Foșa. Domnul Lucian Strochi este profesor, este poet, este prozator, este dramaturg, critic literar și de artă, membru al Uniunii Scriitorilor din România și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, este director al revistei de cultură a Sachi și este cavaler al Odinului Meritul Cultural. Domnul Corben Pain vine de la Piatra. Cornel Paiu e romașcan de-al nostru, adoptat, e preot, e poet, prozator, pictor. Este președintele Societății Culturale Clepsydra, este directorul editurii Papirus Media, este redactor șef al revistei Clepsydra. Și nu în ultimul rând, autorul cărții, Varujan Vosganian, care, așa știu eu că iubește romanul și pentru faptul că am avut aici iluștri armeni care au fondat orașul și valorile sale, armenii lăsându-și o amprentă deosebită asupra acestui târg, dar și pentru faptul că simte că și romașcanii îl apreciază și îl respectă. Domnul Vosganian este profesor universitar, șef de promoție a Facultății de Economie ASE București în 1982, este licențiat al Facultății de Matematică în 1991 la Universitatea București. Este doctor în științe economice în 1998. Poet, prozator, prim vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România și de curând a câștigat mari de premiu literar al Europei Centrale, Angelus, în 2016. Și, bineînțeles, este președintele Uniunea din România din 8 februarie 1990 și până în prezent. Da. Iarăși, acum trebuie să vă prezint invitații i-am prezentat, partenerii noștri, în primul rând, care cei primăria municipiului Roman, Colegiul Național Romalodă, Sărăgăravei de Brăileanu, deci nu aveam în altă parte unde face, Societatea Culturală Clepsydra, Academia pentru Domenean din Român, Giotlineacu Clepsydra, editura Papirus Media din Român și editura Astea Africa din Român. Am să încep prin a da cuvântul domnului Andrei Fiore de Neagu, care Începem cu domnul primar să ne spună cuvântul dânsului. Și vă rog să mă scuze, eu sunt emoționat. Bună ziua tuturor, vreau să vă mulțumesc pentru această invitație, să-i salut pe oaspeții noștri. Vreau să vă spun că la fiecare invitație de acest fel, eu răspund pozitiv și tuturor vă mulțumesc pentru invitații. Nu vă mulțumesc așa din politețe, ci cred că nu este vorba numai despre nevoia societății de a-și respecta valorile și de a mulțumi. Sănătatea, educația și cultura sunt priorități pentru mine. De aceea eu le mulțumesc tuturor celor care se implică în actele de cultură. Iar Uniunea Armenilor din România, filiala Roman, prin domnul doctor Nazaretean, își face din ce în ce mai mult în spațiul public și îmbogățește semnificativ viața culturală a municipiului nostru. Și de aceea chiar mă bucur. Vreau să vă felicit și pe dumneavoastră, domnule ministru, că pe lângă activitatea politică mențineți legătura cu literatura, cu istoria și cu adevărul. Vă aflați pentru a doua la Roman, alături de întreaga comunitate și de aceea vreau să vă mulțumesc pentru încrederea pe care și pentru atenția pe care ne-au acordat nouă romașcanilor și vreau să vă rămânez cu această ocazie simbolurile municipiului Roman. lexic, de ceea ce înseamnă figuri de stil, într-un mod în care astăzi se practică mai puțin. Varujan Vosganian, păcat de-a șaptelor, ne-a uimit și ne-a surprins și care mă așteptam să meargă mai departe la premiu, un premiu internațional și mai important, dar cred că nu e din trecut. Și sper ca și domnul președinte Manolescu să sprijine această promovare. Am spus la târgul de catedra Gaudianus că volumul se referă la o perioadă postbelică, până în anul 2000. Eu cred că e mai mult, pentru că vorbește de telefoanele cu Skype, cu tablete, cu greva polițiștilor, cu ăla, ieși afară, jardul ordinară, care s-a plătit partea mai încoace. În 2010 se plătit. Așa, acolo așa am zis că am fost atenți. Și atunci mă gândesc că rezolvă, de fapt, multe lucruri care ar trebui să nu trecem ușor peste ele și să le avem în conștiință și mai ales să rămână mărturie să face autorul și în această carte. Cea care am pomenit, care de șaptele este o mărturie a altor vremuri, asta este o mărturie a vremurilor postbelice. Cartea este și puțin politică, pentru că peste împotriva uitării. Ea are o recunoaștere și o cunoaștere a faptelor celor care s-au născut mai târziu și care se vor naște în continuare. Mi-a dus aminte mereu de controversatul Günter Grass, care a scris o carte de un dramatism neimaginat petrecut între doi adolescenți, un neam și un evreu, tot un fel de copii ai războiului, care au continuat să se războiască între ei până la o ură, până la crimă. Nu e caz în aceste cărți pe care am reușit să o procur. Chiar să o citesc pentru că doctorul Nazaretean mi-a trimis-o spre deosebire de administrații, mi-a trimis-o mai devreme. Și am putut să vorbesc despre acești copii ai războiului și de regulă, eu am scris mă bâlbui. Mai bine vorbesc liber. Și vreau să vă spun că noi suntem, zice Varujan, noi suntem copiii mamelor noastre. Tatăl nostru este războiul. Câtă vreme o să trăim, se cheamă că războiul acela nu s-a încheiat. Ca să nu-ți mai zic că mereu s-a născut și se nasc alte războaie și alți copii ai războiului. Acești doi frați despre care face vorbirea autorul în carte, au cunoscut împrejurări deosebite. Unul s-a născut dintr-un neamț care pleca spre victorie, cu o mamă româncă, celălalt, cu tot cu o mamă româncă, dar cu un neamț care se împărcea în frânt. Cheia aceasta este pe undeva capitală pentru e de fapt cheia romanului. Soldatul neamț a venit de lume un fel de al copiilor pentru un fel de ironie a sorții. Pe Matei, un personaj, l-a conceput, așa cum a spus, în timpul ocupației germane. Pe Eugen, la retragerea din Rusia. Matei și Eugen sunt la un moment dat ceea ce ar trebui să nu uităm, produsul a ceea ce răscolește omenirea din când în când, cu o cruzime și cu o poveste dură de nedescris. Am mai întâlnit genul acesta de subiect la, cred că și a Holdului Cimitis acum. Acest soldat, la un moment dat, are și un fel de simbol, nu-i chiar soldatul Helmut sau știu eu cum altă. Soldatul generic. Uneori moare în stepă de fric și de mizerie, alteori moare de glonți. soldați germani s-au numit și într-o situație și în cealaltă. În parcursul cărții avem și impostaze amuzante. De exemplu, există un personaj acolo, Matilda, care a ajuns după 1989 din laborantă la vinele Republica, menajeră la Matei, care ajunsese la rândul lui colonel de securitate, fusese colonel. Și a fost prezentat și pensionat cu grade generale. Această măsătă ducea la biserică și punea în povernic, printre altele, și uziunile Republica, și uziunile Cultan, și Semănătoarea, și uziunile 23 august. Nu ne vine să râdem, dar Varujan ne spune că am ajuns cu adevărat să regretăm unele din obiectivele, din structurile industriale care făceau cândva mândrie economie națională. Mai mult, există situații în care un mod de a te exprima, în care atunci când Matei își caută fratele împreună cu unul Lucian, un colonel fost subaltern de cândva, recrutat de unor feminați, ei apelează la decalogul Gervasiei. Mi-am notat pagina și vrut să vă dau câteva exemple, dar mi s-a tras atenție că îți vorbesc și eu. Așa că nu mă duc. Și atunci vă las pe dumneavoastră să aburați și să descoperiți ce era decalogul Gervasiei. Există de asemenea și o serie de aspecte legate de rezistența anticomunistă din munții noștri, care în anul 1962 s-a încheiat cu împușcarea ultimului rebel. Se vorbește despre colectivizare. În comuna Suraia din Brancea. La noi surăieni au fost niște delicoși, niște timp greu de înfrânt. Și s-au luptat din armata sovietică, când se rău niște tunuri pe undeva. Când armata noastră era săracă terminată, surăienii nu. Deci erau și sunt și astăzi niște oameni deosebiți. Și Varujan, care i-a cunoscut, are o leacă de sânge brânceană în inima și în sufletul lui, n-a scăpat ocazia să aducă un frăinos, un semnal despre aceste ținuturi. Mă bucur că autorul lansează cartea în diverse zone din țară. Și ne amintește că suntem niște români care am suferit și suferim, poate și acum, după multe și multe alte lucruri care mi-aduc aminte de lumea văzută de Gal, o altă carte, în care Johnny Irving face și el o referire la un copil al războiului, unde o fată îi vinde cărțile și el le-a cumpărat întâi pe toate, acolo probabil că tirajele erau mai mari, și începe să le vândă la diverse adrese luate din carte de telefon, spunând câtă vreme trăiesc eu, cartea tatălui meu nu va sta în librerie. Varujan este viu, chiar foarte viu, și merge el însuși să ne aducă în față cartea domniei sale, și cred că n-ar fi rău dacă ar face și un test cu elevii maturi în an terminar, să se dea carte, să o citească și să-i determine să-și pună părerea despre ea, fiind scris printr-un dialog liber. Vă spun că am avut experiența asta și chiar m-am bucurat că am făcut-o. Nici nu știți ce plămadă curioasă zace în tineretul de astăzi, care de uneori îl plâim și îl blamăm, dar ei sunt tot un fel de fii ai războiului, pentru că, așa cum a spus autorul, războiului se termină câte vreme tăim. Îi mulțumesc autorului care a reușit pe undeva să mă facă să nu regret că am făcut gestul de a insista să cred că mai devreme să primesc cartea, să rog, să mă lupt ca să o obțin și să mă umplu de bucurie că la o lectură, la Varujan Vosganian există în comparație cu niște nume pe care le-am pronunțat aici și cred că la un moment dat poate sta alături de valorile literaturii universale fără niciun pic de reținere. Eu mă opresc, cred că am trecut de 5 minute, vă mulțumesc și vă doresc să aveți parte de mulțumesc, maestre. Trebuie să vă spun că această activitate culturală noastră este transmisă în direct de Roman24 online. Doamna Organ și colaboratorul domniei sale. De asemenea, avem în sală de la Bacău, președintele subursalei Bacău a OAN-ului, domnul Vasile Bob, care e nelipsit, ne onorează de fiecare dată cu prezența, dar și noi mergem la Bacău. De asemenea, de la Botoșani, președintele subursalei Botoșan, domnul Cristian. Haideți să vă rog. De asemenea, doamna directoare a Bibliotecii Municipale Roman, George Radu Melidon, Casa Armenească, Melidon și el Armen, și membru de urmare, cetățen de urmare al municipiului Roman, domnul doctor Arbătescu, vicepreședintele Șacărul, de la Pernaia, și doamna membra Uniunii Scriitorilor din România, doamna Lecușu. Și mai avem un membru al Uniunii Scriitorilor din România, domnul Bostan. Familia Nicolae, și mai sunt alme pe aici, președintele comunității grecilor, domnul inginer Cepalu, președintele comunității rușilor din Popeni, dedicatul România. Da. Și mai sunt, mă uit în sală și văd oameni care din acțiunile noastre și ne simpatizează, pe măsură ce vă mai recunosc așa, vreau să vă mai spun. Și doamna Marin, că știu că se grăbește și poate va pleca mai repede, care este stră-nepoată de-a lui Melchisedec Ștefănescu. E un frate Melchisedec Ștefănescu, care s-a căsătorit cu o armeancă de la Eleva. Da. Și avem două strănepoate. Doamna Marin ne-a onorat cu prezența acum. Da, și doamna Viorica Holderbaum, care are descendență și din familia Alaci și din familia Ștefănescu. Da. Acum am început să ne lăudăm. În continuare, îl rog pe maestru Strochi să ne spună despre carte. Trecut prin un val de, hai să spun, antisipatie, să nu folosesc un altceva, un alt termen, ca și mine, fiind receptat după nume literatul rusman. Și atunci românii au rezolvat problema naționalităților, implicate direct sau nu în război, spunând cam așa, și cere iertarea doamnelor, neanți cu curul în șanț, rus cu curul în sus, român cu curul în sus. Deci putem rezuma politic, așa era atunci. Asta nu însemna nici într-un caz geam, nici cam împreună, ba chiar printr-o ciudată coincidență, prenumele celui mai bun prieten al meu, neamț, era tot Lucian Crișan, deși mama lui era neamțoaică. Acum, referitor, deci spuneam că cartea e o carte dificilă. E dificilă pentru că o regăsești pretutine și întâieri. Deci dacă ar fi să ne referim la ce încearcă criticii, la sursele și resursele ei, primul gând pe care l-am avut urmărind scritura perfectă, a spus, da, e cartea unui poet. Și aici vreau să vă spun, de părerea mea, foarte subiectivă, am încredere foarte mare în romancierii poeți. La urma urmelor, atât Matei Carajan, cât și Camil Petrescu sau chiar Sadoveanu, de mai vorbim de alții, sunt foarte buni poeți, pe lângă a fi foarte bine prozați. Ori poetul Varujan Vosganian ne-a convins în următoarea cât de bun poet este. În urmare, Copiii Războiului este un caiet de veche, post-belic și, aș spune, chiar post-decervist, pentru că așa cum se sublinia, există apreciere. Cartea se întinde temporal până în 2010 și începe, într-un fel, prin aluzii, chiar cu primul război mondial, deci aproape 100 de ani. Să ne oprim, să ascultăm glasul Domnului. Nu? Sună, da. Apoi, era vorba, deci, de scriptura impecată, adăugarea unei lumi în permanentă disoluție și limbajul, ipotezele, chiar și cele medicale, tehnica închetei, ambiguitatea, la proprietența ideale, nivelistul, pe strada mântuleasă sau uniforme de general, dar și romancenii cei din noaptea de sânzie. Până la urmă, Copiii Războiului este și un roman epistolar. Sunt 7 epistole trimise și primite. Și din acest punct de vedere, romanul este foarte modern. Este postmodern, clasificat ca atare. Iar vehemența Domnului, la proprie pe Varujan Vosganian, dacă vreau să o primite, de celebra scrisoare a lui Franz Kafka, dar și poate de unele scrieri ale lui Jean Coxade, pe aceeași temă a raportelor tată și. Sigur, cartea este un soi de menină. De ce? Pentru că același personaj, același tată, al doi de unul în campania spre Est, victorioasă atunci pentru armata germană, și pe celălalt în retrag. Interesant este însă că cei doi frații reușesc un transfer de nume. Și anume, Matei Visarion, generalul în rezervă, își are, la un moment dat, corecta în Eugen, genul, care de fapt este numele fratelui său. Real. Mai mult chiar, așa cum ne indică și Coperta, dar și pe parcursul cărții, avem Matei și Liberu, celebrul tablou din 1602 al lui Caravaggio. Dincolo avem celălalt nume, și anume Eugen Baltazar. Baltazar fiind unul din cei 7 îngeri. Negri sau îngeri ai Infernului. Între ei, un tată care culmea își crucifică fiii și este la rândul lui crucificat de către aceștia. Mai mult chiar este o carte de iubire și cuvântul care unește, dacă vreți, cel mai important cuvânt din orice limbă, cuvântul mamă, din toată rocană, are peste tot inițiala M. Fie că e vorba de mama, mater, muter, mama, sau mai știu. Ei bine, ceva ca într-un ecou se întâmplă și cu personajele din Vosganian. Și anume, toate personajele importante se numesc N. Fie că e vorba de Matei, de Marie, de Monica, de Matilda, de Margareta. Sigur, sunt și alte personaje, dar acestea mi se par a fi personajele dinamice, adevărații protagoniști. În ce constă noutatea cărții? În primul rând, protagonistul este un erou anti-erou. Să faci un personaj credibil, complex, dintr-un fost posibil funcțional, sigur ofițer de securitate, aflat sub acoperire, ofițer de miliție, pensionar și mai mult chiar ducându-și, renumindu-și activitatea până în organizarea protestelor împotriva președinției, protestelor polițiștilor, mi se pare un adevărat tur de forță. Este exact ceea ce încercase cu mult, ani în urmă, Walt Disney, care adusese un erou și un zmeu. Adică, pe zmeu, nu-l ajută nimeni. Asta nu ar vrea să se înțeleagă cumva că Varujan reabilitează securitatea sau ceva. Dar faptul că acest personaj viu are sentimente, poate urât, consecință, poate iubi. E un lucru extraordinar și mai mult. Este un personaj care pierde mereu. Să nu uităm că la începutul cărții, el este un, dacă vreți, este închis, este, mă rog, torturat, bătut. După aceea devine închis în alt sens, din deschidere, devine un sens de securitate. Participă la toate momentele importante ale istoriei noastre. S-a vorbit de Munții Păgărașului. Mai putem adăuga și ceea ce se întâmpla pe, să zicem, semi-războiul cu Iugoslavia, cu Brașovul și așa mai departe. Când, de fapt, înțelegerea lucrurilor e găsită ca o slăbiciune și atunci devine, să zicem, ofițer de miliție. Sigur, sunt multe lucruri interesante. Un roman reificat, în care cel puțin două piese sunt de personaje cu un statut cu totul extraordinar și un publicat și uniforma de general. În oglindă se privește soția sa, Marie, suferind de Alzheimer, regăsindu-și o lumea ei vie, adevărată, obținută prin analepse, iar uniforma de general, uniformă de paradă, uniformă pe care o poate purta doar de Ziua Națională, devine un obiect de seducție din partea unei tinere, care, evident, nu se îndrăgostește de el, ci de uniformă, de ceea ce poate să-i sugereze. extraviegetic, neimplicându-se în povestire, încrederea diegetică atunci când privește istoria, ignorând existența unui receptor, când narator subiectiv implicat, intradiegetic și autodiegetic, când narator mesager, extradiegetic și comunic. Mai vreau să spun că găsesc câteva lucruri excelent scrise și se întâlnește cu mare cu autori mai puțin cunoscuți, de pildă acele anotimpuri rusești, trăite extraordinar, cu absolut, mă întreb de ce, sau cum a fost posibil să nu participe direct la ele. Le-am găsit în memoriile unui ofițer neamț, exact același sentiment, exact aceeași reacție. În fine, am să închei cu două lucruri, și anume, Varujan Vosganian reușește în ideal al lui Eliade, și anume să transforme istoria în mit. Și, în fine, să ne lase tot timpul, sub semnul oximoronului, posibilitatea de a interpreta, de a judeca, de a valoriza istoria și, până la urmă, pe noi. Pentru că, în fond, este o carte nu numai despre copiii războiului, evident, cei doi sunt copiii războiului, fiecare dintre noi suntem copiii războiului, așa cum se spunea că la Revoluție au luptat Ceaușei, copiii născuți în 66 și așa mai departe. Există și o ironie adâncă, melancolică, cu singur exemplu. Generalul își conduce spre victorie și spre plângere trupa sa de răzvrătiți. Este singura sa participare directă. El organizează acel protest la urmă, deși vine mai târziu. Dar, sigur, era o bătălie dinainte de el. Este un autor tragic. Este un autor care se apropie foarte mult de esența literaturii. Dacă prin esența literaturii înțelegem teatrul grec, înțelegem tragedia greacă. Aș spune că, într-o altă reîncarnare, Varujan Vosganian a trecut sigur și prin Elada. Mulțumim mai ales unui istoric. Și salutăm prezența Părintelui Doru, care de asemenea e alături de al meu lector, se poate. În sală mai sunt reprezentanți din familie de al meu, domnul inginer Schmidt, soțul domnului Schmidt, domnul doctor Schmidt, care e armeancă, de asemenea doamna Vasilian, ne onorează cu prezența și doamna Păduraru, de asemenea vă salutăm și mulțumim că veniți la alături de noi. Eu mai am probleme cu numele și de asta le mai amân. În continuare, o să îi dau cuvântul Părintelui Cornel Paiu, dar nu înainte de a vă reaminti că în acest an se împlinesc 10 ani de experiențe clepsidrice, unele mai reușite, altele și mai reușite. Și avem și o surpriză care Părintele Paiu o să o dezvăluie. Părintele, răspundă. Bine, au fost niște experiențe care n-am încercat să creăm niciun fel de bombă. Mi-am intitulat impresiile mele de lectură, cu un titlu baroc, Copiii Războiului, portretul miresei rochie purpurie, câteva portrete la oglindă sau la vânătoare de îngeri. Aș începe și eu cu o mărturisire. Cred că și eu provin din, genetic vorbind, dintr-un copil al războiului, pentru că tatăl meu cred că a fost un copil al războiului, pentru că, iată, un val de antisimpatie era și asupra lui când era copil, fiind numit rusul. E interesant că dacă ar fi să analizez, să caut rădăcina acestea, nu se regăsesc niciodată. De aceea, iată o mărturisire în primă, în premieră. Numele de Paiu, de fapt, este un nume de împrumut. Cine știe cum, de fapt, îl chema pe tatăl, pe bunicul, pe tatăl tatălui meu. Sigur că îmi propun doar să stipuiesc câteva idei din această recenzie, care este încă necompletă. Mai trebuie să zăbovesc o vreme peste un pagină, peste cartea domnului Vosganian. Sper să nu repet multe din ideile care deja s-au spus. Roman istoric în care se succed, privite în diferite unghiuri, din diferite unghiuri subiective, desigur, mai multe generații socio-antropologice. Apropierea din titlu, dorit incitată, prin nefirescul propunent. Pe de o parte, copii, personaj colectiv, pe de altă parte, războiul, alt personaj colectiv. Apartenența celor dintâi, ontologică, formatoare, la afirmata cauzalitatea celui de-al doilea necesită însă deslușiri. Dialogul lipsit de arborescențe, însă foarte lucid. Paralela propusă este o inspirată metaforă. Cele mai inocente victime ale unui conflict armat, ale războaielor din toate timpurile, sunt fără doar și poate copiii. Războiul este incompatibil cu lumea copilăriei. Interesant este, în acest context, secvențializarea războiului, romanul Copiii Războiului, se face nu doar prin ricoșeu, și la nivelul de percepere al copilăriei. Zugrăvirea dramelor generate de război prin ochii copiilor, participanți și într-un fel combatanți, forțați de existență la un act subtil de supraviețuire, este o reușită, încă din prima parte a cărții, deloc minimalistă. Autorul, ca și în celelalte scrieri în proză, Cartea Șaptelor, și Jocul celor 100 de frunze și alte povestiri, își conservă și în această nouă creație etică stilul detașat, obiectiv, combinând tonul grav, de maximă seriozitate, cu pauze ludice, de foarte bună calitate. De fapt, și îmi trebuie să spun acest lucru, este vorba de stilul unui mare scriitor și, desigur, de tonul unei scriituri perfect armonizate. Aflam între timp că această carte a fost scrisă, redactată numai în 6 luni de zile și colectată pe parcursul unui an. Varujan Vosganian este un excelent portretist. Pe parcursul cărții realizează mai multe portrete unor personaje. Însăși narațiunea începe cu un portret. Portretul unei femei. Marie. Este interesant că este Marie, nu Maria, deși apare și într-un fel și altul. Portret la care naratorul va lucra pe tot parcursul romanului, ultimele tușe de expresie fiind intrasate la finalul cărții, formând un act simbolic cumva nostalgic, resemnat, dar și autist. Toată construcția romanului este bazată de atât de această încercare de readucere a minte. Înțelegem din întrebarea Mariei, cine ești, adresată bărbatului din fața ei, dimensiunea identitară spre care se îndreaptă discursul nu chiar la vedere al scripturii. Discurs propus de autor, care își deconspiră prezența tot în acest incipient context. E, în opinia mea, o atenționare voluntară, o invitație la luciditate adresată lectorului. Sunt Matei, spuse bărbatul. Sunt bărbatul tău, Matei, Maria. Aceste cuvinte se trasează primele linii ale unui alt portret. Este vorba de portretul personajului principal, amintim prin acest nume, Parfei, deloc întâmplător de întâiul evanghelist al Noului Testament. Ambii alcătuiesc un cuplu, încetul acestuia face apel la rememorarea nunții celor doi, amintirea zilei nunții privind un rost inițial. Rochia roșie a miresei confirmă o istorie între cu o apartenență. Ceea ce ar fi trebuit să fie inocent, iată a dezvoltat pulsațiile existenței. Înlocuirea rochiei albe de mireasă cu rochie roșie este un act simbolic. Alb versus roșu, îngeresc versus antropic, ceresc versus pământesc. Romanul, așa cum s-a spus, este și unul epistolar. De altfel, evenimentul declanșator al scripturii este chiar o scrisoare ajunsă la destinatar cu întârziere. Aceasta, Trustian, provoacă dureroasă aducerea aminte personajului principal al cărții. Acesta, Matei Bisarând, va fi și autorul unor scrisori către tatăl, pe care nu l-a cunoscut niciodată, un soldat neamț din al doilea război mondial. Poate cea mai mare dintre acestea este cea de-a doua. Scrisorile au un pronunțat caracter confesiv, sunt efectiv monologuri dialogate, prin care fiul se spovedește, se eliberează de toate traumele trecutului. Evident, prin aceste scrisori, fiul găsește un fel de remediu pentru a-și vindeca rănile sufletului, niciodată închise, cicatrizate sau vindecate. Încă de la prima scrisoare se începe un proces clinitor și dureros de autovindecare. Varujan Vosganian nu face altceva decât să se uite înapoi peste omul istoriei noastre post-belice și recente și, din nefericire, aici este un citat scurt, nu-și închipuie tot felul de lucruri, ci descrie în mod realist ceea ce vede, ceea ce a văzut, ceea ce a trăit. Ca într-o oglindă sunt privite urmele zilei de ieri, urmele istoriei cu toate ororile și grozăvile războiului. Urme identificabile până în istoria recentă și chiar până în prezent. Rememorarea războiului, cu lumea lui plenă de orori, suferințe și moarte, este împlinită cu luciditate. Romanul este o frescă a societății românești dinainte de Revoluția din 1989 și de după, dar și înainte și după telefonul mobil, viziune ironic oltenească, polițienească. Aici cităm, într-o bună zi, nu o să se mai socotească era nouă și cea veche după nașterea lui Hristos, ci după apariția telefonelor mobile. E atacată problematica interceptărilor telefonice. Citez, noi vorbim la capătul ăsta, dar nu știm la capătul ăla cine ascultă. Critica asupra societății este inevitabilă, prin apare context. Citez, oricum ar fi lumea, moartea și bătaia nu o să lipsească niciodată. Mă rog, nu neapărat în ordinea asta. Spune un alt personaj polițist program, pe când un altul menționează. Citez, fiecare societate are polițiști pe care îi merită. Suntem și noi oameni spuse, moare, haralambie, nu doar niște uniforme. Întâi a fost omul și după aceea uniformă. Dictatura versus democrația sunt și analizate. Această analiză este și de râs și de plâns. În dictatură totul este prezent sau prezentat. Teroarea, frica, foamea, cartela de pâine, etc. Iar, citez, diferența dintre democrație și dictatură e că în dictatură gândești și nu vorbești, în timp ce în democrație vorbești și nu gândești. Vorbești al dracului de mult și gândești al dracului de puțin. Nu prea merită să mori pentru atâta mult. Eventualitatea unei greve a polițiștilor, din coace în democrație, dă prilej la o definire a noțiunii de stat. O definire aproape chilată. Alte personaje, Matilda Bucătăreasa, Monica, fica aproape fată bătrână, francezul, pridoresc și șef de hoți. O idee care place autorului e găsibilă și în lirica sa. Cine te-a născut nu are cu totul decât odată cu tine. Tema sacrificiului, hazardului, absurdului războiului. A se vedea povestea celui de-al treilea soldat. Mă gândesc că e un fel de mioriță a războiului. Arta dialogului este perfect stăpânită de autor. Incitante, clasice, descriptive. Prin intermediul dialogurilor dintre personaje. Matei, Lucian, Maria, Matilda, Sânziana, pe care o văd ca o sânziană postmodernă. Totul persoană și de poveste, Haralam, Nitrodan și toți ceilalți. Romanul oferă și o descriere istorică a Bucureștiului. Romanul este o vânătoare de îngeri, între ghilimele, o încercare temerară de regăsire a identității, o încercare de a privi lucidă în oglinda istoriei pentru a-i cunoaște toate viciile și reflexiile. O vedere clară, îndreptată înspre trecut, o cunoaștere reală și realistă a istoriei, fără distorsiuni, poate duce la îndepărtarea unor posibile fabulații și erori ale viitorului. Romanul Copiii Războiului este o veritabilă frescă a istoriei României post-pelice, o cronică necesară și aproape niciodată completă a comunismului și post-comunismului românesc. Autorul, precum vechii cronicari, devine astfel un cronicar nou, cronicat de final de secol 20 și de început, de secol 21. Atent la răspântile și ramificațiile evenimentelor din această perioadă, le comentează și analizează prin ochii vigilenți, de ghilimele, ai personajelor cărții, fiecare reprezentând tipologii unice. Doresc să-l felicit pe autor și să mulțumesc domnului doctor Emanuel Nazaretean, pentru că mi-a dat posibilitatea să exprim câteva gânduri în acest context, la acest eveniment. Și, așa cum spunea domnul doctor, împlinim 10 ani de evenimente clepsidice, de la întemeierea Societății Culturale Clepsydra și încă de la Ziua Culturii din acest an, am lansat gala premiilor clepsidice, care se va întinde pe tot parcursul anului. În acest context, dați-mi voie să înmânez invitațiilor noștri, celor care participă. Aceste premii, așa cum spuneam în ianuarie, vor fi înmânate la diferitele evenimente care vor avea loc pe parcursul anului. Unul din acestea este, iată, chiar astăzi. Doresc să înmânez premiul și trofeul Uniunii Armenilor din România, filiala Roman, cartea de proză al anului 2016, unei scriitoare din roman. Este vorba de doamna Violeta Cătușu, autoare a romanului Blaga, pentru unicitatea discursului etic atât tradițional cât și modern. O invit să... și le rog pe domnul doctor Nazaretean să numeze acest trofeu și această lucrare. Cartea poemelor mele nescrise de domnului Varujan Vosganian pentru unicitatea discursului poetic. Mulțumesc și eu, Cristina. Mai avem un premiu și un trofeu de acordat. Premiul și trofeul Sara Eminescu se acordă revistei Sachi din Piatra Neamț, director Lucian Strochi, atât pentru valoarea revistei, cât și pentru statornicia și precizia dovedită în activitatea de promovare a culturii, artei și spiritualității românești universale, în general nemțene în particular. Nu în ultimul rând, acordăm o diplomă de excelență revistei Oglinzda Literară din Focșani, redactor șef Fiore de Neagu, pe care îl bucurăm, iar îl revedem. Atât pentru valoarea revistei, cât și pentru statornicia și precizia dovedită în activitatea de promovare a culturii, artei și spiritualității române și universale, în general, brâncene în particular. Bine, Oglinzda Literară este într-o situație cunoscută, dar noi sperăm să renască din propriocenoșă. Din cauza asta nu mi-ai dat frunză. O să vă ofer pentru un volum de versuri nou. Mulțumesc mult pentru tot. Și o primăvară frumoasă și cu energie. Mulțumim părintelui Paiu. Și în continuare să vă mai spun cine mai e în sală. Domnul profesor Dobreanu, scriitor. Domnul inginer Știrbu, care e redactor șef la revista Moldova din data nouă. Domnul Cudica, care a scris o carte în care vorbește și despre armeni, armenii romașcani și din zona Romanului. Domnul Varujan, domnul Cudica, cu acordul domnului Răzvan Todorescu, a scris despre dânsul și vă informăm aici, în acest cadru, că mama domnului Răzvan Todorescu a fost înfiată de familia armeni, familia Solu. Nimic, asta e să facem. De asemenea, mulțumesc pentru prezență familiei care reprezintă Muzeul de Istorie din Roma. De asemenea, domnul Prisăcaru, care este apropiat, sau foarte apropiat, și el și feciorul domnului, și de Societatea Culturală Clepsydra și de Armeni. Și în continuare revin pe autorul cărții, domnul Varujan Vosganian, să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră. Am să încep chiar cu această evocare a Smeului de către Walt Disney. E probabil unul dintre cele mai elocvente argumente care arată că adesea lumea nu e așa cum pare. Trebuie să știți că în basmele noastre Smeul era, de fapt, un personaj cât se poate de pozitiv. Zmeul nu s-a atins niciodată de frumoasa pe care a răpit-o. A respectat-o întotdeauna și nu a trecut niciodată peste voința ei. Laurențiu Ulici are un text foarte frumos în acest elogiu pe care îl face Zmeului ca un adevărat gentilom în relația cu femeia răpită. Copiii Războiului este un roman care încearcă să prezinte cititorului, în primul rând, pe cititorul însuși. Varietatea personajelor face ca mai toți cei care citesc această carte să se regăsească printre personajele ei. De la cei care se apropie de vârsta selectuții, până la cei născuți după Revoluție. Trebuie să vă spun că militanții de trecute, la faptul că e pentru prima oară, și că spun pentru prima oară, a fost de multe ori, când am început un mandat parlamentar, e pentru prima oară când am colegi, și nu puțin, care sunt născuți după 1989. Acum mulți ani spuneam, e prima oară când avem în Parlament tineri care votează, aveau 18 ani. Ei, acum, iată, avem tineri care nici măcar nu erau născuți în 1989 și se pune întrebarea firească dacă noi vedem lumea în același fel. Dacă despre comunism pot vorbi doi oameni, dintre care unul a trăit tinerețea în comunism, iar celălalt s-a născut după cum. Eu, Cartea Șoaptelor, Copiii Războiului, încearcă să apropie aceste generații personajele cele mai vârstnice care sunt active, pentru că sunt și personaje care au aproape 100 de ani, da? Personajele cele mai active au aproape 70 de ani, iar cele mai tinere abia au depășit vârsta de 20 de ani. Există chiar și o asociere nostimă în care doamna Matilda, cea care la Acatis pomenea Uzina Republica, Camioane Brașov sau Arul Câmpul Lung, spunând că și acelea au avut viața lor, ar fi suficient să vedem că ieșeau aburii pe coșuri, ca să vedem că aveau și ele o piept care trebuie să-l da. Îl întreabă pe un tânăr dacă își amintește de uzinele Republica. Nu știu. Întreabă, păi insistă. Dar Vulcan, dar semănătoare. Și tânărul spune, cred că e o stație de metrou. Toate lucrurile astea sunt menite în carte să arate că trebuie să mergem mai adânc pentru a înțelege lucruri. Eu trăiesc într-o țară în care de 3 generații nu am mai fost răzut. Cu excepția unei multe perioade pe care probabil de am și înțeles-o cel mai puțin, din decembrie 1989, în țara mea nu s-a murit de vreo. Dar atenție! Asta nu înseamnă că în țara mea nu au fost răni. Diferența dintre rănile din război și rănile din perioada de pace este că rănile din perioada de pace nu sângerează. Asta le face mai greu de lecuit. Copiii Războiului este cartea rănilor din vremea de pace. Pentru că ele nu sunt deschise și pentru că nu sângerează, sunt mult mai greu de lecuit. De aceea, spre deosebire de celelalte, rănile din vreme de pace, pentru a fi lecuite, trebuie întâi să fie deschise. Nu poți lecui o rană din vreme de pace, fără mai întâi a o deschide. Copiii Războiului este un șir lung de răni, de traume, care se redeschid în fața ochilor personajelor. Cititorul va spune dacă ele s-au lecuit sau nu. Cartea nu pune nicio concluzie. Pentru că ele concluziile o arată. Atunci când pui concluzie la un roman, nu mai e roman. E pamflet, e discurs politic. Atunci când tu vii cu concluziile de acasă, nu mai ai nevoie de știți. De aceea romanul se termină și nu se termină. Dumneavoastră puteți termina după cum credeți de cuvință. Ceea ce nu înseamnă însă că fiecare personaj nu ajunge la un moment din care autorul nu mai are nimic de adevărat. Construcția unui roman este extrem de dificilă. În primul rând trebuie să ai multă răbdare. Și cum zicea Zaharia Stancul, a întrebat un tânăr ce trebuie să fac ca să scriu un roman și primul lucru la doctor. Ca să vezi dacă ești sănătos. Sănătos nu în momentul în care gândești, ci sănătos cât să reușești să o termini. Într-un roman ai voie să cântări. Pentru că adesea, după 100-200 de pagini, începi să obosești. Nu mai știi cu ce să umpli paginile. Apoi, n-ai voie să faci ceea ce se cheamă în tehnică burți. Adică lucruri plicticoase pe care le umpli numai ca să poți să duci roman la sfârșit. Și nu poți să cobori deloc ritmul. Până cu ultimele pagini trebuie să fie la fel de sus ca primele pagini. Nu e simplu deloc. Și fiecare personaj își are propria lui viață. Dacă decupezi un personaj din carte, e o poveste care începe și se termină. Și ele se împlintesc ca șnurul de la mărțișor. Cartea Copiii Războiului este, în această perspectivă, un roman care poate fi citit în multe timp. Este, în primul rând, un roman istoric. În Copiii Războiului găsiți mai toate evenimentele importante pe care poporul român le-a trăit de la războiul încoace. Foamea, plecarea rușilor, vânarea partizanilor din munți, relativa deschidere de 1964, apoi mistica transcendentală, revolta de la Brașov, Revoluția din 1989, primii ani de după 1990 de deschidere și apoi, încetul cu încetul, reîntoarcerea la o stare pe care am să vă descriu, așa cum o văd eu, către sfârșitul a ceea ce voi spune acum. Este însă în același timp și un roman religios. În Copiii Războiului, între personajul central și divinitate, există un dialog permanent, iar personajul are un proces de autocunoaștere prin intermediul divinității și a celui care face, cum spunea Andrei Prețu, acoperă intervalul, care este îngerul. În permanență, între personajul principal și divinitate, există o veste. Vestea cea bună, sau vestea mai puțin bună. Totdeauna există un emisar al veștilor. Între divinitate și personaj există și figura preotului. Există apoi figura celui care vine din adâncuri. Este cel care ține cheile împărăției adâncurilor și care are la rândul său un dialog cu personajul. E apoi un roman de dragoste. E un roman de dragoste de o altă factură, pentru că acest roman, ceea ce îl obsedează mai mult pe personaj, nu e atât femeia din viața lui, cât absența femeii din viața lui. Pe el îl preocupă mai mult nu ce gândesc femeile despre prezența lui, ci ce au gândit femeile despre absența lui. El gândește că o iubire adevărată se vede mai ales când unul de personaj este absent. Și el își dă seama cu tristețe că în absență pe el nu l-a dorit. Că absența lui a trebuit observată. Cele două personaje femeiești au un nume care trimită, în un fel, la caracterul eteric și extrem de pasager al femeii viața lui, de Muzina, Gadrasânziană. Și care, numai în anumite momente, vin și trăiază anumit ritual. E un roman social. Găsiți în acest roman diverse categorii. Găsiți îmbogățiții de după Revoluție. Găsiți îmbogățiții de dinainte de Revoluție. Găsiți pe țiganii cutreierători de Europa. Cu toată mentalitatea lor nouă, cu bonzorele care fiecare arată numele unuia dintre mulții nou-născuți. Există apoi cei care și-au pierdut locul de muncă și rostul în viață după 1990. Există securii și există opresați. Există călăi și vii. Există călăi care devin victime pentru că găsesc un călău mai crud. Există victime care devin călăi pentru că găsesc victime mai spirituale. Dar este un roman social care urmează toată trecerea de până astăzi, în 1950, cu concluzia tulburătoare că la noi Revoluția a venit exact atunci când ne obișnuisem mai bine cu comunismul. Și cu 1920, din această perspectivă, ne-a găsit complet nepregătit. Că noi, abia atunci, ne-am dat seama cât de greu e să fim. Ne-am crezut că am fi să liberi despre un dat, pentru că e o datorie. O datorie pe care noi nu știu cum să o ducem. Este apoi un roman de familie. Veți vedea relațiile familiale cum s-au înșghebat și cum merg până la sfârșit. Și cât de delicate, cât de fragile pot să fie relațiile atunci când ele nu se bazează pe o filiație autentică. Este o romană condițională. Cum ar fi să descriem secolul 20 fără uniformă? Ați gândit? Cum e secolul 20? Cum e omenirea fără uniformă? Să scoatem uniforma din existența umană. Ce ar mai rămâne din noi? În această carte, omul și uniforma sunt puși față în față. Nici nu știi cine pe cine a inventat. Nici nu știi cine pe cine îmbracă. La un moment dat, personajul central, care nu e general, și care toată viața lui a folosit uniforma ca un instrument împotriva altora, și dă seama că, de fapt, uniforma l-a folosit pe el. Și, în final, există un moment care, într-un fel, explică tot romanul, în care omul și uniforma se privesc. Care este deznodământul acestei priviri între om și uniformă, dumneavoastră veți găsi în această campanie. Este un roman psihologic. Personajul central coboară, știți că în Biblie, în Sărăgăravei de Brăileanu, există o așa numită cântare a treptelor. Sunt psalmi care se numesc o cântare a treptelor. Și te întrebi de ce să cânti pe trepte. Pentru că atunci când intrai pe altar, de aceea pe trepte era un prag de inițiere. Trebuia să inițiezi ca să ajungi acolo. De aceea există cântarea treptelor, pentru că psalmul, până la urmă, este o găteală sau o aranjare exterioară pentru a reprezenta cu un interior deschis, permeabil, a fața lui Dumnezeu. Romanul psihologic are la bază o anumită cheie literară. Atunci când vrei să prezinți o realitate, cel mai adesea îți alegi un personaj care are o problemă. Nietzsche spunea că oamenii bolnavi au o înțelegere mai bună a realității, pentru că bolnavi fiind, ei înțeleg mai bine, au un grad de sensibilitate mai ridicat și atunci percepția lor este mai acută. Și au mai multe șanse de a înțelege. Personajele acestea, poate că și fiecare nu are problema lui, personajele acestea au o problemă. Sunt doi copii ai războiului, făcuți dintr-o mamă germană. Nu este un caz întâmplător de urmă. În România mai puțin, pentru că germanii nu au fost după de ocupație, în adevăratul sens al cuvântului. Dar în Franța au rămas sute de mii de astfel de copii. În toată Europa au rămas peste jumătate de milion de copii născuți din mame localnice și tați din armata germană și apoi din armatele celelalte. Englezești, americani, rusești. Copiii ai războiului există și în Coreea, există în Indochina, există multe alte locuri. Intrând cu această cheie a unui copil al războiului, un fel de al doaselea pe lume, el este expus în o situație limită și atunci am mai multe șanse să explic lumea în acest fel. Romanul psihologic merge chiar mai departe. Veți vedea că el este marcat genetic și de alte peceți decât doar cea a războiului. Este un roman epistolar, cum s-a văzut, și epistolele sunt în ambele sensuri, și dinspre trecut către prezent, și dinspre prezent către trecut. Într-o bună măsură, romanul se rezolvă mai mult în planul epistolar, așa cum astăzi rezolvă în planul Facebook-ului, ei au rezolvat un plan epistolar. Este un roman polițist. Este un roman în care cineva caută pe altcineva. Cu toate ingredientele romanului polițist și ca în orice alt roman polițist, îl și găsește. Știți că Agatha Christie, așa a ajuns mare scriitoare de romane polițiste, a scris cel mai ucis pe Roy și pariul a fost că nimeni nu va reuși să afle cine este criminal. Și n-a reușit nimeni să afle că criminal era chiar autorul. Acroid era cel care povestea, dar care era și criminal și care, fiind și criminal și povestitor, a ascuns din poveste detaliile care puteau să demaște. Este un roman de moravă. Veți găsi multe din lăraurile lumii din jur, de la polițiști care trafichează cu hoții, până la procurori care intimidează, până la personaje care caută de lucru, ingineri care se fac taximetriști, tinerii de pe dormanți și alte categorii sociale care fiecare are năravul lui, pe care am căutat să-l prezint cum se cuvine. Atunci când am vorbit despre o fată de 20 ceva de ani, i-am oferit fiică-mi spre lectură pasajele ca să vadă că folosesc cuvântul gen așa cum trebuie. Știți că cuvântul gen acum are o adevărată evoluție. Când se așează în spatele unei propoziții, poate să schimbe sau să accepteze sensurile propoziției. Și este în același timp și un moment adecvat. Pentru că să știți că printre personaje o să găsiți pe Goethe, o să găsiți printre polițiști pe Dostoievski, o să găsiți pe Lucian Blaga și într-un anumit fel să știți că în jurul nostru vechile nume ale culturii există, trăiesc împreună cu noi. Chiar dacă noi nu citim poezie, spunem din când în când carte frumoasă, cinste, cu ea scris, sau acum o vezi și mâine, și și altele din astea. Era pe gândul zazărit, acum o vezi și noi. Deci, cu noi ei trăiesc, numai că aici dintre ei au și nume. De fapt, așa e și Roman Culp. De Roman Culp, de altă fapt. Și acum trec la ultima parte a ceea ce vreau să spun. E un roman care vorbește despre politica zilor noastre. Și politica de pe acum, dar și a celor noastre. Vorbește despre anii 90, despre partidele istorice, despre Frontul Salvării Naționale, despre dezamăgirile Convenției Democrante, despre Regimentul Liberal-Democrat din 2004. Atenție! În această carte nu se rostește numele niciunui politic, numele niciunui partid. Încercați acest experiment. Încercați să descrieți realitatea fără a rosti numele niciunui om politic și numele niciunui partid. Abia atunci o să începem să înțelegem. Pentru că atâta vreme că strigăm jos să ia sus, fără să ne dăm seama că, din păcate, au început să semene toți între ei. Nu o să înțelegem. Eu am crezut în anii 90 că sunt de partea celorlalți. Mi-am dat seama în timpul acesta că cei buni nu sunt toți într-un singur loc. Că cei buni sunt și colo și colo, dar și cei răi sunt și colo. Și că atunci când strigi jos ăia, sus ăia lați, de fapt, tu te gândești numai la tine. Nu ai niște repere. Și faptul că nu avem repere ne duce într-adevăr la o concluzie tristă. Societatea românească de azi nu este o societate morală. Dar nu este nici imorală. Pentru că imoralitatea se explică având ca reper moralitatea. Nu poți să spui că cineva este imoral fără să îl raportezi la moralitate. Ca să vorbești între acești doi termeni, ca să ai o dimensiune manicheistă, trebuie să existe repere. În anul 2000, după ce am pierdut alegerile într-un mod, cum să-i spun, grotesc, eram foarte mare. Și m-am dus la duhovnicul meu românesc. Eram doi. Duhovnicul meu armenesc, părintele Maronian, și duhovnicul românesc, părintele Galeu. Ei se cunoșteau foarte bine unul cu altul. Așa că nu făceam niciun fel de postură. Ei nu se supărau unul de duhovnicia celuilalt. Și m-am întrebat pe părintele Galeu, de ce sunt eu? De ce nu reușesc eu să înțeleg acest popor? Trebuie să renunț. Și el a făcut un lucru care îmi amintește de bancul la Curabinul, care întreba de Itzic ceva, s-a întors și a scos cartea de bucloverbe românești. Așa și părintele Galeu. S-a întors și mi-a scos o carte de psihanaliză. Și mi-a spus, uite, cartea asta ce scrie. Zice, Sigmund Freud a spus că cea mai grea boală a omului este lipsa de plăcere. Plăcerea, deschis, sunt diverse feluri. Unele au fost anecdotice în ziua de azi. Dar el spunea că lipsa de plăcere e cea mai frustrare. Elevii se ardă și nu. Au spus că cea mai mare suferință a omului e lipsa de putere. Neputință. Dar Victor Frankl, cealaltă generație care a cunoscut și spațiile concentraționale, a spus că cea mai grea suferință a omului este lipsa de sens. Criza de sens. Și părintele care le-a spus așa, poporul nostru este bolnav de criza de sens. Și dacă dumneata ai cea mai vagă noțiune despre ceea ce trebuie să faci în față pentru să îndrepte acest popor, te rog, nu te da. Și această boală a lipsei de sens se vede în ceea ce trăim. Boala lipsei de sens, să știți că nu e o boală, e o boală ca oricare altă. Cum e și contagioasă. Este o boală care la român vine în primul rând din trecut. Poate părea paradoxal. Că sensul e de aici încolo, dar nu vine din trecut. Noi suntem un popor cu multe traume de trecut. Multe traume. Dacă o să întrebați un evreu despre Holocaust, toți evreii din lume pot să vorbească la fel despre Holocaust. care este o mare tragedie a poporului evreu. Sigur, urmați. Dar, în esență, toți evreii se raportează la fel. Întrebați armenii din toată lumea despre genocidul armenilor. Acum întrebați-i pe urmă despre comunism. Să știți, comunismul nu este o traumă comună pentru poporul român. Nu toți românii percep comunismul ca pe o traumă. Comunismul a avut beneficiare și pe alții săi, a avut călăi și victimele sale. Faptul că în ce privește culoarea, sângele victimelor avea aceeași culoare ca și drapelul comuniștilor face lucrurile și mai confuze. Noi nu ne-am vindecat de comunism. Nu trebuie să fim judecați oameni. Când am prezentat volumul Jocul celor de Froze în Germania, un cititor neamț a început să acuze poporul român că nu e în stare să scape de comunism. Și am spus, nu ne acuzați prea tare, că dacă la voi nu erau armatele de ocupație și tribunale de la Nuremberg, v-ar fost mult mai greu să vă denazificați decât 90 de comunism. Hai să zicem că n-ar fi venit trupele de ocupație și nu s-ar fi făcut tribunale de la Nuremberg. Cine erau judecători în Germania? Cine ar fi făcut primele partide politice în Germania? Cine ar fi fost judecătorii? Da, și știu. Nu, eu n-am mers până tracul. Eu am putut la întrebări. Pentru că nu ne-am vindecat de comunism. Se întâmplă un lucru pe care nu-l putem evita. Într-un anumit fel, în diverse forme tehnocratice, corporatiste, justițiale, comunismul trece pentru că ei n-au trăit în comunism. Ei nu știu să se ferească de comunism. Eu privesc uneori comportamentul copiilor noștri și mă gândesc că sunt lucruri pe care nu le-aș fi făcut niciodată. Sau nu le-aș fi făcut niciodată, tocmai pentru că am trăit. Nu vreau să duc mai departe. Mi-e greu să cred că cei din generația mea ar putea la comandă să vină îmbrăcați cu o anumită culoare și la comandă să ridice pancarta. Sau să scrie că procurorul răspunde numai în fața poporului. Eu am potrivit asta. Mi-aduc aminte la Brașov, eram la fabrica de vere și povesteau cine era la Brașov, cum i-au dus cu întreprinderea la tribunal, în sala de mese de la Tractorul Brașov, unde s-au făcut procesele populare ale participanților la revolta de la Brașov. Eu știu ce înseamnă când se răspunde. Nu mai vreau să spun asta. Dar asta nu-i vina copiilor. E vina noastră. Dar noi nu ne-am vindecat. Noi nu ne-am vindecat din multe motive. Și vă dau un singur argument. Noi ne-am răpit dreptul la legende. Noi am ignorat complet pe cei contemporani cu noi care puteau să fie legende. Noi preferăm, e mai comod să facem legendar pe Tudor Vladimirescu sau pe Gheorghe Doja sau pe Horia Croșca și Crișar. Dar nu facem o legendă din frații Paragină și capitanul Timaru. Știți ce au făcut ei? Au ascuns Hrisovul lui Ștefan cel Mare, care în proprietatea pe Răzești, ca nu cumva securitatea să-l găsească. Și s-au gândit că va veni o zi când îl vor scoate și vor lua înapoi pământurile pe care le ia acum comunismul. Din păcate, dintre ei n-a mai rămas niciunul. Ca să apere, care n-a fost omorât, a fost dus la pușcărie. N-ar trebui acești oameni să fie pe prima pagină a istoriei. N-ar trebui Liviu Babeș, care și-a dat foc pe pâtea de la Baia Brașov, să aibă numele unui bulevard, lângă Pache, Protopopescu, și lângă alții. De ce? Soldatul Iancu Nicolae are o stradă de 3 km, care a murit tânăr în război, și de ce alți tineri morți în Revoluție n-au și ei bulevar de noi. Grea de tot. Grea de tot. Inutil să vă spun că niciun de dumneavoastră nu cunoaște numele niciun tânăr mort în Revoluție. Vă dați seama? Crezi că ești un popor pe lumea asta? În care 1000 de tineri să moară Și niciunul dintre noi să nici le știm numele. Și dumneavoastră vreți să spuneți că poporul ăsta își poate găsi sensul? Nu știu cum e acum. Dar pot să vă spun sigur că cel puțin până anul 2000, când s-a făcut ultimul sondaj cu privire la reîntoarcerea comunism și majoritatea a spus că s-a reîntoarce la comunism, pe mormântul soților Ceaușescu erau mai multe flori decât la cimitirul alb de pe bulevardul Șerlaman. Aia cum e? E greu. Acum, în legătură cu momentul pe care trăim, faptul că noi, ca Copiii Războiului vorbește, Copiii Războiului vorbește. Vorbește unul dintre personaje și-a făcut un altar la el acasă și-a făcut o cameră rea și o cameră bună. Dar el la el acasă. Și în camera bună a pus pe Paracină, pe Timaru, pe Gavrilă Ogoranu, care s-a ascuns 30 de ani de securitate, pe Elisabeta Lizea, pe preoții de la Rugă Aprins, personaje legendare. Eu v-am mai spus poate la trecută. V-am vorbit poate despre Ioana Sălăjean, care a murit împușcată în abdomen, ducând mâncare iubitului ei. Întâmplarea face că după ce am fost la dumneavoastră, am prezentat cartea la bistriță. Și a rămas la urmă un bărbat pe lângă și mi-a spus că el era și el știe. Ioana Sălăjean. De ce fetele de clasa 11 nu învață de Ioana Sălăjean? De ce învață de Ana lui Manole? Și nu învață și Ioana Sălăjean. Între ele două nu este nicio diferență. Amândouă au murit din iubire necondiționată, amândouă au murit fără să cească moartea. Știți care e diferența? Diferența este că meșterul Manole de atunci a construit o catedrală și meșterul Manole de astăzi nu reușește. De aceea ne e teamă să vorbim despre jertfe, pentru că nu găsim nicio modalitate de a le justifica. Și atunci fugim de el. Copiii Războiului este o tentativă de a vă invita să nu mai fugim din noi înșine. Pentru că fuga din noi înșine nu rezolvă nimic decât ce ne adâncește cu exilul interior. Și de aia nu înțelegem distanța. Zicem că e politică, că e economică, că o să se rezolve când intrăm în zona euro, că o să se rezolve când femeii o să îi luați pe o cafea, că o să se rezolve când Curtea Constituțională o să se transforme într-adevăr în Parlament, pentru că deja Curtea Constituțională ține loc de clasa politică, de ce mai departe. Nu! Tranziția este în esență culturală. Ea se petrece și se va încheia când sufletele noastre își vor găsi mântuirea. Cuvântul cheie al tranziției este responsabilitate. E trecerea de la transferul de responsabilitate din comunism. Întotdeauna asta era de vină. Ne cădea faianța în baie Ceaușescu, era de vină, n-avea o păcală comuniști, erau de... Tot timpul aceea era. I-am împușcat, i-am alungat și faianțele continuă să cadă. Măcar simbolic, chiar dacă nu cad. Trecerea de la transferul de responsabilitate la asumarea responsabilității. N-au ajuns. Suntem pe jumătate în transfer, de vină sunt alții, hoții sunt de vină. Cei care sunt corupți sunt de vină. Noi nu. Și delegare de responsabilitate. Alții să facă locul nostru. Să facă ambasadă, să facă Uniunea Europeană, la Parlamentul. Toate lucrurile astea însă au nevoie de rezolvare în care cu toții să înțelegem ceea ce s-a întâmplat, unde suntem și eventual încolo. Pentru asta cultura este foarte importantă. Pentru că e singurul sistem de ideograme în care putem să ne înțelegem, singura care învinge fără să lase în urmă miști și până la urmă, o carte bine scrisă face mai mult decât 1000 de discursuri. Noi armenii avem cartea lui Verfel despre Musadar, care a făcut mai mult pentru noi decât toate mitingurile și discursurile pe care liderii armeni au ținut. Filmul Holocaust a făcut mai mult decât eforturile oamenilor politici evrei și dacă astăzi Holocaustul este recunoscut în plan mondial, e în primul rând un efect de natură culturală. Dacă nu recunoaștem lucrurile cultural, politic, nu face doi bani. Pentru că la fiecare patru să recunoaștem altceva din punct de vedere politic. Politicul trebuie să fie o consecință a culturii și nu. De aceea eu mă bucur că am primit acest har de la Bunul Dumnezeu să facă în același timp bugetul României, dar să spun și poezii, pentru că un poet e mai mare decât un ministru. Dacă eu nu eram ministru, am putea să-mi buzeau să-mi ocupe locul. Dacă eu nu scriam cărțile astea, minim niciodată, nu le-am fi scris și noi nu le-am fi trăbit niciodată. Da, mulțumim domnului Varujan Vosganian și sperăm să ne mai încânte și în alte prilejuri. Bineînțeles, o să vă stea la dispoziție pentru sesiunea de autografe. De asemenea, la ieșire, imediat prima ușă pe stânga, avem un mic protocol. Aș dori să mai remarc în sală pe domnul inginer Lucian, complimentul doamnei. Domnul Varujan, avem aici două poete, doamna Eva și doamna Pan. Și în primul rând aici domnul inginer Ghita, consilier local. Dumneavoastră, domnul Andrei la cadre înainte? Nu. Nu, dar noi avem activități. Noi avem activități și ei sunt nucleul dur. Ei sunt nucleul dur care vin aproape de fiecare dată. Și eu, care n-am o bună memorie a numelor, reușesc totuși să îi țin minte. De asta iau câte o pauză. Îți stau jos, stau și mă gândesc cum se numește. Da. Dacă cineva dintre dumneavoastră dorește să spună ceva referitor la această carte, doamna Sălăjean? Haideți, veniți aici ca să... Vin eu atunci să te dau un microfon. Am spus aproape totul și nu vreau să acuzez tratarea dumneavoastră. Vreau să spun că este vorba despre o carte mare din literatură universală, această carte, o carte mare prin tema gravă și prin personajul memorabil. Acest personaj despre care s-a vorbit destul este un copil al războiului, într-adevăr, cunoaște frustrarea, foamea, ajutarea, mi amintește de Lisa Berlinger, din Hoțul de Cărți, din cartea aceea lui Zusa, care de fapt a trăit și a foamea, starea de a fi era foamea pe care o îndura. Este un roman care, acum ceea ce am spus, sau ceea ce s-a spus și nu mai dau seama acum, emoții, este un roman care ne arată rolul conjuncturilor în formarea sau deformarea unui caracter. Acest neînțelău are zestrea genetică să învingă, cu știi din Faust, în germanul fragmente și ce ajunge până la urmă. Ați văzut ce ajunge. Iată ce înseamnă conjunctura, iată ce înseamnă istoria. O altă idee este aceea a urii. S-a spus că este un roman de iubire. Eu pesesc și cu asta am să trec și la final, dar vreau să spun că este un roman al lui. Mi-amintesc de Ernesto Sabato, cartea lui Eroi și Pornită, 1961, în care Fernando Vital spunea că eu sunt cercetător al răului. Iată ura când deconează, când face pe acest Matei, îl face un nimeni, după foarte bine s-a spus. Multe mai sunt dispus despre personajul ăsta atât de interesant. Vreau să spun că finalul, cei doi se privesc în oglindă. Matei care își pierduse identitatea, Matei care este în mine, cu soția lui care trăiește numai din imagini, devine și el o imagine. Oglinda este realitatea în care se pot întâlni, dar aș spune că ei, de fapt, sunt două holograme. Sunt niște holograme aceste personaje și dacă din punct de vedere ezoteric, sau poate. Suntem într-adevăr holograme, ei sunt holograme din gradul al doilea. Și atât, caracterul s-a... N-ați pomenit excelență de caracterul sapiențial al cărții. Boala este o... Bătrânețe este o boală a lipsei de speranță. Psihiatru te cheamă nu ca să afle ceea ce gândești, ca să afle, ca să capete răspunsul la întrebările sale, ca să nu nebunească și el de tot, apoi democrația, nu? Atunci când vorbești și nu te duci mai departe. Stilul este nemaipomenit, stilul este puternic, este violent. Chiar mă întrebam, stilul creează personajul sau personajul acesta puternic cere stilul? Ca să nu mai spun că m-a fascinat deschiderea stilei. Nu este aici vorba de loc. Citiți cartea și o să vedeți că tot ce am spus și tot ce s-a spus aici se argumentează prin esența cărții, prin acest roman mare care se creează prin experiența sa, prin primarii scriitori contemporani. Vă mulțumesc! Doamna Lăcădușu, dacă mai dorește cineva să spună ceva, acum e momentul. Da, eu vreau să vă doresc o primăvară cât mai frumoasă, să mulțumesc celor care m-au ajutat să realizez acest eveniment cultural, Părintele Paiu, domnul Dan Dimitriu și, nu în ultimul rând, soția mea, care reușește să mă suporte cu toate stresurile care le-am și vă doresc multă sănătate și să ne vedem la proxima ocazie. Vă mulțumesc foarte mult!